început ediția de anul ăsta, spunem că a fost o ediție dificilă, logistic vorbind, că ați avut probleme în a găsi finanțatori. Și vreau să te întreb dacă vreodată, de când te ocupi tu, de când faci parte din echipa de organizare a festivalului, s-a pus problema repetării precedentului din 2005, a unui an fără cineva iubit. Nu s-a pus problema repetării, adică, de fapt, nerepetării. S-a pus întotdeauna problema în ce măsură poți să-l faci internațional, poți să-l faci internațional cu participări internaționale, fizice, la modul să ai, să ai invitați străini, dar nu s-a pus, sau să-l lași numai românesc. A mai fost la un moment dat și varianta asta. Într-un an, acum cred că 9 ani sau 10 ani, într-un an în care au fost niște probleme cu CNC-ul. CNC-ul era atunci într-o perioadă din asta de tranziție, se trecea de la un director la alt director și am avut așa senzația că cer documente extra numai ca să nu dea finanțări proiectelor care câștigaseră concursul. Dar cu o intervenție personală, rapidă, sănătoasă a unor prieteni ai festivalului s-a rezolvat, în sensul că s-a urgentat puțin decizia, documentele toate au fost, apropo de sacii de rafie în care se duceau dosarele, tot trebuia să duce o grămadă de documente. A fost dificilă pentru că, uite, dacă anul trecut, pe neașteptat, a apărut un sponsor în timpul festivalului, care a zis, eu vreau să dau premiu pentru cel mai bun film românesc, și ne-am permis ca premiul pentru cel mai bun film românesc să fie atât de mare încât să primesc un telefon de la Carina Dașoveanu să mă întrebe dacă nu s-a greșit un zero. Adică la modul ăsta, anul ăsta n-a mai fost așa. Și nu numai că nu s-au înghesuit sponsori sau nu ne-au mai răspuns, ci chiar și cei care erau cu festivalul, nu știu, de la primele ediții, n-au mai putut să ne mai ajute. Așa că ajutorul a venit de la instituții, ca să zic așa. Adică e vorba de sprijinul ATC-ului, CNC-ul, CIN și Dacin Sara. În rest, sponsorii, ca să spun așa, tradiționale, au rămas pe, mai ales pe premii. Pe dat premii, dar nu pe cheltuieli de organizare. Și de asta a fost foarte dificil. Ai spus că unei ATC a ajutat mai mult ca niciodată anul ăsta. Se pare că noua conducere are drag de cine m-a iubit, mai păi, mult decât cele dinainte? Să zic așa, noua conducere, nu, n-aș zice mai mult decât cele dinainte, aș zice că e o relație mai directă. Cel puțin a mea cu Liviu. E o relație extrem de directă și vorbeam, ne știm de foarte mult timp. Liviu a prezentat nu știu câte ediții de cine m-a iubit pe scenă. Adică e un eveniment care și lui e drag. Am mai avut, în trecut am mai avut șansa ca prin un ATC să avem sprijin consistent, de exemplu, de la primăria municipiului București, care fie prin Arcup, fie prin Teatrul Metropolis, finanța și au fost edițiile alea pe care cred că tu ți le aduci aminte ca student. 2016. Da, când veneau foarte mulți studenți străini și veneau foarte mulți invitați străini în juriu și profesori, pentru că realmente era o zonă din asta financiară puternică în spatele festivalului. Mm-hmm. Din păcate, de vreo 3-4 ani s-a închis robinetul ăsta al primăriei, dar cred că în toate zonele culturale. Și în general cu sprijinul financiar s-a închis robinetul mai ales din 2020. Sigur. Da. Iar implicarea unui ATC-ului, ziceam că a fost foarte, foarte activă, pentru că în momentul în care am văzut că nu mai vin sponsori, am stat cu Liviu, ne-am gândit ce facem. În primul rând, trebuia să decidem dacă facem întâlnirea școlilor de film sau nu. Și apucasem să promitem că o facem. Și atunci un ATC-ul a intrat și a preluat toată organizarea, costurile și a degrevat practic festivalul de costurile astea, care altfel, în mod normal, ar fi venit din sponsorizări. Și ieri, la finalul sau poate chiar de la începutul ședinței de jurizare, am spus că nu e cea mai bună ediție a cea mai iubitului în termen de film. Și vreau să întreb, ca profesor, dar în general ca un factotum al vizionării, sfătuirii, etc., al studenților, de parcursul facerii filmelor,
cât e hazard și cât sunt niște condiții foarte concrete atunci când vorbim de o ediție bună sau una mai rea în filmele acelea mai iubite. E și puțin hazard. E un hazard care nu ține neapărat de noi, pentru că depinzi întotdeauna de ce filme ți se trimit. Să zicem că dacă la nivelul un ATC-ului cam știi filmele și poți să iei niște decizii sau să faci niște presiuni, să zici vreau neapărat filmul ăsta, la nivel de filme străine nu prea așa. Și cumva depinzi de cele 3, 4, 10 filme pe care le trimite fiecare școală. Sigur, când întrebam asta, mă refeream mai ales la filmele românești. Mi-am dat seama, de asta ți-am răspuns despre filmele străine. Ce întrebam mai ales este cât e nenoroc, cât e pandemie. Nu. În clipa asta există o chestie pe care o observ de câțiva ani. Sunt foarte multe filme care, deși au fost filmate acum un an sau acum doi ani, nu sunt gata în sunet. Și atunci regizorii preferă să nu le arăte încă sau, dacă sunt gata, preferă să aștepte primăvara să încerce un Cine Fondation și atunci amână cu un an proiectarea lor în cinema iubit. Ceea ce nu e un lucru rău, nu e un lucru deranjant. Pe de altă parte, stau să mă gândesc că și Lucia și Carina mai întâi au fost în cinema iubit și apoi au fost în Cine Fondation. Sau, nu, parcă la Carina a fost invers, dar Georgiana Moldoveanu cu Roșu și Albastru mai întâi a fost aici și apoi acolo. Deci, na, e și o chestiune de strategie a fiecărui autor. Ce e clar că dă aspectul ăsta de ediție puțin mai, hai să zicem, mai neomogenă. Ține de o decizie pe care am luat-o noi atunci când ne-am gândit câte filme selectăm. Și decizia asta a fost să selectăm inclusiv filme de anul 1, filme de anul 2, exerciții de imagine și așa mai departe, tocmai pentru că venim după niște ani dificili în care filmele n-au fost văzute, au rămas numai în un ATC niște săli de proiecție și atunci am considerat că e șansa acestor copii de anul 1, de anul 2, care dacă au atâta curaj încât să-și trimită filmul și nu e o oroare de nevăzut, adică de nearătat, ar fi foarte bine să le luăm. Acum, intuiția cumva funcționează, pentru că ai văzut premiul pentru cel mai bun film documentar românesc merge la un film de anul întâi. Deci, uneori e posibil și la nivelul ăsta să ai filme foarte, foarte bune. Ce e clar pentru ediția următoare, tocmai pentru că ne vom așeza mai bine și probabil că și noi vom depăși chestia asta cu venitul în cinema, cu faptul că n-au mai fost văzute filmele, e clar că nu o să mai fie 90 de filme selectate, o să fie la jumătate, cu siguranță, cum erau mai demult. Mm-hmm. Și atunci automat se va strânge puțin competiția. Vukibul nu a trimis filme către Cinema Iubit sau Cinema Iubit a decis că nu va lua în considerare producția școlii de filme la Moscova? Nu le-am luat în considerare. Adevărul este că de data asta nici nu le-am trimis invitație, dar cel puțin de când a început războiul din Ucraina, ei sunt foarte agresivi din punct de vedere cultural. Adică trimit ei filme, au trimis zeci de mail-uri cu invitații la festivaluri studențești rusești, la care noi n-am răspuns. Cred că nu-și dau seama de... Sau e o chestie politică pe care o fac. Nu-mi dau seama. Dar senzația este că ei se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și cum cântărești tu asta? Că, pe de parte vorbim despre ceva foarte clar, nu? Vorbim despre o instituție a statului rus. În același timp vorbim despre niște studenți. Cum cântărește asta? A fost o discuție în prealabil despre asta? A fost o discuție și am stabilit că atât timp cât este acest tip de raportare vis-a-vis și de filme și de alte produse culturale și de alt tip de alte produse, cel puțin anul ăsta am decis să nu.